Situație fără precedent în județul Gorj. O cameră de supraveghere a fost sustrasă chiar din sediul poliției municipiului Târgu Jiu. Cine a sesizat furtul, ne spune chiar acum colega mea Loredana Fâciu. Te ascultăm, Loredana. Bun găsit, da, se poate fura și dintr-o zonă cu securitate maximă. S-a întâmplat în sediul poliției municipiului Târgu Jiu. Reprezentanții IPJ Gorj efectuează acum o anchetă internă după ce a fost furată o cameră de supraveghere chiar din interiorul instituției. Dispozitivul era montat pe un hol de la etajul 2 și aparține biroului pentru imigrări Gorj, care funcționează în aceeași clădire. Sesizarea a fost făcută chiar de cei de la imigrări, întrucât chiar dacă nu funcționa, camera se află pe inventar și vor fi nevoiți să o trimită la București la un moment dat. Cazul a fost preluat de procurorii de la parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, care au întocmit dosar penal pentru furt.